Am revenit la știri, doamnelor și domnilor, și uh, vedem imaginile momentului. Uh, chiar acum, vă spuneam, în urmă cu doar câteva clipe, premierul Ucrainei a ajuns într-o vizită oficială la București, o vizită fulger, neanunțată. Este în momentul acesta în biroul premierului Marcel Ciulacu pentru discuții oficiale, discuții uh, tet-a-tet. Uh, vă spuneam, vor fi semnate și mai multe documente și, uh, de asemenea, vor avea loc declarații de presă comune pe care le vom urmări. În direct aici la Antena 3 CNN. a ajuns premierul Ucrainei în țara noastră cu un avion militar românesc și vom vedea care vor fi cele mai importante subiecte de discuție pentru că a vorbit puțin despre lucrul acesta și premierul Marcel Ciolacu înaintea ședinței de guvern și spunea că în primul rând se va discuta despre tranzitul cerealelor ucrainene pentru că este extrem de important subiectul acesta în condițiile în care Rusia ați văzut a ataca din nou porturile Ren și Ismail din Ucraina, porturi aflate la granița României. Urm urmărim tot ceea ce se va întâmpla acolo. Vom reveni cu declarații în direct făcute de cei doi premieri, cel al Ucrainei și Marcel Ciolacu, premierul României.